Nu ne jucăm cu astfel de lucruri. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici în fapte și unii din cei ce făcuseră vrăjitorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. O mărturie publică. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Cu atâta putere să răspândea și să întărea cuvântul Dumnezeu. Și poate te gândești, de ce atâta putere în răspândirea cuvântului Dumnezeu că și-au ars unii cărțile? În primul rând că i-au luat poziție radicală față de lumea ocultului, a vrăjitoriei și a satanismului și s-au despărțit. Le-au aruncat în foc. Pe de altă parte, Scriptura este foarte specifică și zice prețul lor a fost de 50.000. Dacă calculezi la economia, la un salariu mediu din SUA, știi ce valoare au avut aceste cărți astăzi? Ce valoare ar avea? Bineînțeles, mult mai mare. Noi calculăm ce s-a calculat atunci. 4 milioane de dolari. Dacă ai calcula la un salariu mediu de 16-17 milioane în România, știi cât ar însemna? Ce au aruncat în foc vrăjitorii care s-au pocăit? 1 milion de euro. O avere.